Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Vă propun astăzi să vedem cum utilizează profesorii platforma Google Classroom. Pentru aceasta, accesăm contul de Gmail, îl folosesc pe acela de instituție, intrăm în butonul de aplicații, cele 9 butoane din dreapta sus, le știți. Aici se vor deschide aplicațiile Google la care aveți acces cu contul dumneavoastră. Selectăm aplicația Google Classroom. Aici avem opțiunea, din butonul plus, avem opțiunea să intrăm într-o clasă gata făcută sau să creăm o clasă nouă. Noi o să alegem să creăm o clasă nouă. Introduc informații despre clasa creată. După cum vedeți, am creat clasa fizică 6A. Am intrat în această clasă. I-am dat numele, după cum vedeți. La intrarea în clasă, observ că avem un cod al clasei. Avem un cod de meet pe care îl vom genera mai târziu, o să vedem. Și să intrăm în funcțiile clasei. Pot să selectez o temă pentru imaginea clasei. Pot introduce deci elemente de identificare pentru clasă. Este foarte plăcut să vezi clasele în culori diferite. Invităm elevii în clasă. Elevii pot fi invitați printr-un link. Acest link va ajunge la elevi prin intermediul altor mijloace de comunicare cu clasa. Putem invita elevii cu ajutorul codului clasei. Pe acesta îl vom trimite elevilor prin intermediul dirigintelui clasei sau pe alte mijloace de comunicare. Putem de asemenea invita elevii cu ajutorul adresei de e-mail. Aceștia vor primi o invitație pe Gmail sau vor accesa Classroom și vor accepta invitația. În secțiunea Classwork avem spațiul de lucru cu clasa. Din butonul Create putem crea sarcini de lucru cu clasa. Aceste tipuri de sarcini le vom enumera în continuare, le vedeți și în partea dreaptă. Butonul Assignment sau sarcină este spațiul unde creăm teme și le atribuim spre rezolvare elevilor din clasă. Butonul Assign este acesta pentru atribuirea temei. Tema creată o putem atribui elevilor, o putem programa sau o putem salva sau o putem șterge. După ce am atribuit tema elevilor, aceștia vor rezolva și o vor returna pentru a fi verificată. După cum observați, 14 elevi au rezolvat tema din totalul de 25 de elevi din clasa aceasta. Observați cum arată tema returnată. Elevii rezolvă pe caietele lor și profesorul verifică pozele retrimise. Returnăm tema cu observațiile necesare. Tot de la butonul Create vom putea atribui un test. Acesta poate fi importat din calculator, din Drive sau trimis un link cu un test de pe alte platforme. Poate fi creat sub forma unui document, poate fi o prezentare, poate fi un desen, poate fi un Google Forms. Putem adresa de asemenea întrebări elevilor, la care răspunsul poate fi scurt sau cu răspunsuri la alegere, se observă. Putem aduce în clasă materiale din calculatorul nostru, din Drive sau de pe internet, sub formă de link sau de pe YouTube. De asemenea, putem reutiliza materialele sau testele create anterior. Acestea se găsesc la alte clase ale noastre sau în Drive. Succes!